Muzeul de artă din Roma îngăzduiește pe simesele sale și expoziția personală a profesorului Monica Carp, precum și lucrările prezentate la simpozionul și concursul național Crucea în Imaginația Copiilor, care se va finaliza miercuri 18 mai de la orele 16 la Muzeul de artă din Roma. Este vorba despre proiectul concurs și simpozion național Crucea în Imaginația Copiilor, anul acesta aflat la a cincea ediție. Vom organiza acțiunea la Muzeul de Artă Roman în cadrul unei expoziții personale. Lucrările de pe simeză sunt realizate de mine și sunt la 21-a expoziție personală. Am propus copiilor ca temă de lucru crucea și am venit și eu cu experimentările mele. Am primit lucrări ale copiilor din toată țara, lucrări în format A4, așa a fost prevăzut proiectul în ultimii ani. Lucrările au fost legate în volume de carte. Zecile de lucrări ale copiilor primite din întreaga țară vor fi prezentate publicului pe videoproiector, urmând ca cele mai bune să fie premiate printr-o tombolă, premiile fiind oferite de partenerii educaționali ai proiectului. Activitatea va consta în prezentarea acelor volume de carte, iar lucrările copiilor vor fi prezentate în cadrul muzeului pe videoproiector. De asemenea, va fi o acțiune de premiere a copiilor, o mică tombolă cu anumite premii oferite de partenerii de proiect. Suntem în parteneriat cu Arhiepiscopia Roman, cu Biserica Sfinții Voievozi, cu Biserica Adormirea Maicii Domnului din Cuj, Biserica Sfântul Nicolae din Bozieni, cu școala numărul 1 Roman, cu liceul tehnic, colegiul tehnic Miron Costin, școala gimnazială Ion Creangă. Regulamentul concursului Crucea în Imaginația Copiilor este postat anual pe site-ul Didactica, la Roman fiind trimise lucrări din marile orașe ale țării, București, Oradea, Bihor, Iași, Vaslui sau Vâlcea. Au fost lucrări valoroase și în edițiile anterioare, depinde cine accesează. Eu de obicei postez regulamentul concursului pe site-ul didactic.ro și acolo suntem accesați de cadre didactice din toată țara. Avem lucrări și trimise și din București, avem lucrări din Oradea, avem lucrări din Bihor, din Iași, din Vaslui, din Bacău, Vâlcea, din orașe mari. Cine va permisa expoziția? Cine va vorbi despre expoziție? Despre expoziție vorbesc partenerii noștri. Am uitat să spun că în parteneriat anul acesta avem și Biserica Iisus Bunul Păstor de lângă școala nouă și Biserica Sfinții Ioachim și Ana, deci Clubul Copiilor este între cele două biserici. Vor vorbi și partenerii noștri de proiect. Nu avem un critic, pentru că cel mai bun critic sunt copiii, sunt părinții, suntem noi. Expoziția personală a artistei Monica Carp și cele mai bune lucrări ale copiilor din întreaga țară vor putea fi văzute miercuri 18 mai de la orele 16 la Muzeul de Artă din Roman, când va avea loc și festivitatea de premiere. Expoziția cu lucrările Monicăi Carp va rămâne pe simezele Muzeului de Artă timp de o lună. Monica Carp este profesor de pictură la Clubul Copiilor din Roman și membra Uniunii Artiștilor Plastici din România.